Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Marius Constantinescu. Până la 20 și 30 de minute, TVR Cultural vă oferă intrare liberă, astăzi în lumea dantelată, nobilă și așezată a celei mai alese societăți românești. O societate despre care citim, pe care o evocăm nostalgic și pe care am dori-o resuscitată prin maniere, prin educație, prin cultură și prin valori europene definitorii. Nu am mai avut de ceva vreme la intrare liberă un interviu one-to-one, dar astăzi vă invit să luați parte la unul. Invitatea mea este Irina Bosi Ghica. Bună seara și bine ați venit la TVR Cultural. Bună seara. Mulțumesc că m-ați invitat. E o plăcere să vă avem aici, în studioul TVR Cultural, și aș începe discuția noastră spunându-vă că, înainte de a ne întâlni cu numele pe care îl purtați și pe care o să-l povestim, o să-l povestiți pe larg în timpul discuției noastre, telespectatorii și toți cei care vin în contact cu dumneavoastră se întâlnesc cu o prezență extrem de elegantă, extrem de rafinată, franceză, am putea spune. Ce înseamnă eleganța pentru dumneavoastră, de fapt? Eleganța, cred că este ceea ce nu se vede. În momentul în care se ieși din normal și e ceva care provoacă un pic privirea, înseamnă că nu ești elegant. Elegantul este omul care este îmbrăcat exact cum trebuie în circumstanța care este dată și tocmai eleganța nu se vede, se simte și este purtată. Eleganță egal așadar discreție și adecvare. Cred că ați definit foarte bine. De unde ați învățat atunci să fiți elegantă potrivit acestor principii? Cred că cel mai adecvat mod de a transmite este exemplul. Și deci am văzut în familie exemple, bunica mea, care a fost pentru mine o mare sursă de inspirație și de transmisiuni care a unor valori pe care le port și astăzi, mama și toată familia și prietenii care veneau în contact cu mine când eram copil și mai târziu, în adolescență, am devenit un oarecare pion al României în străinătate. Deodată am schimbat decorul și eram absolut un pion pe care nimeni nu-l vedea, nimeni nu-l băga în seamă și a trebuit să mă evidențiez, dar nu prin provocarea atitudinii, ci prin muncă, prin valori, prin modul de a mă comporta și cred că, până la urmă, am reușit. Prin performanță, aș spune eu, și o să mă întorc la un moment dat în cursul discuției noastre la acest cuvânt, dar înainte de el ați spus dumneavoastră unul cheie în discuția pe care o avem, familie. Firește că, așa cum menționam și la început, aveți un nume, aveți o familie, aveți o istorie de familie. V-aș invita să facem puțină genealogie. Complicat. Povestea e lungă. Și este complicată și se întinde pe multe generații și ajunge în acea perioadă pe care o evocam la început, a unei societăți foarte frumoase, idilizate aproape astăzi, pe bună dreptate, în mare măsură. Putem să coborăm un pic etajele acestei povești și să vedem cum ea ajunge la capitolul pe care îl reprezentați dumneavoastră? Văd că ați pus ca decor al acestei emisiuni două portrete de familie. Exact. Cei doi străstrăbunici ai mei, Ion Ghica, de o parte, și Gheorghe Grigore Cantacuzino, de cealaltă parte. Deci, pe mine mă cheamă Ghica pentru că pe tatăl meu îl chema, deci, Bosi Ghica, însă Cantacuzinii nu reiesc din numele meu, decât poate prin prenume. Am prenumele fiicei nababului Cantacuzino, așa cum era denumit, Irina, și care era, deci, străbunica mea. Acești doi oameni m-au inspirat foarte mult în momentul în care m-am decis să revin în România. Am petrecut 10 de ani în Franța și cu toate astea n-am uitat de unde vin și care îmi sunt rădăcinile. Și aceste două personaje, acești doi străbunici ai mei, m-au împins parcă să vin aici și să fac în așa fel încât cele două mari familii care au făcut România
să nu fie doar niște ruine, așa cum sunt cele două clădiri pe care le-am obținut prin restituire cu mari și mari și mari dificultăți. Și acum sunt, deci, posesoarea a două ruine. Nimeni din România și din lumea fondurilor europene nu ne-a ajutat și nu ne ajută. Este ca și cum mi s-ar spune, ați vrut aceste ruine? Poftim, descurcați-vă. Și încerc să mă descurc. Trebuie să vă descurcați, pentru că nu sunt orice fel de ruine. Sunt niște ruine care, pe de-o parte, au o valoare arhitecturală și istorică absolut deloc de neglijat și, pe de altă parte, sunt mărturii ale acestei treceri prin istorie, reprezentată de familia dumneavoastră, trecere pe care ați rezumat-o succint pentru noi. Aveți așadar un nume care este plin de trecut. Când ați devenit conștientă de ponderea, de semnificația numelui dumneavoastră? De mult. Când eram copil, deja bunica mea îmi spunea cine suntem, dar cu ideea că nu trebuie neapărat să repet asta la școală. Și tot spunându-mi că România, deși ne-a surgunit foarte dur în timpul comunismului, este România noastră, este țara noastră și oricare ar fi guvernanții, noi trebuie să ne iubim țara. Și în al doilea rând, purtăm un nume care, așa cum s-a văzut în comunism, nu ne dădea niciun drept, din contră, ne dădea numai probleme, dar chiar într-o țară normală, ea găsea că nu ar trebui să ne considerăm ca având niște drepturi deasupra celorlalți, ci acest nume pe care îl avem, ea l-avea pe amândouă, o chema Ghica Cantacuzino, nu ne dă decât obligații și datorii. Obligații și datorii echivalează mai ales în acea perioadă, dar cumva și astăzi, și o să ajungem la obligațiile pe care le presupune astăzi Numele dumneavoastră, dar în acea perioadă a regimului comunist îmi pot imagina că un nume precum cel pe care îl purtați reprezenta în sine o foarte mare problemă. Numele este o moștenire pe care până la urmă nu alegem să o avem, care ne este un dat cumva prin soartă și prin genealogie. A existat și vreun moment în acea perioadă în care să vă bucurați că sunteți purtătoare acestui nume? Nu cred, era normal, era numele meu. Oricui îi este drag numele pe care îl poartă, care o fi el. Bineînțeles, dacă nu are conotații ridicole și așa mai departe, dar în mare parte nu există asta. Și deci era numele meu, îl găseam normal. De altfel, încercam în acele momente să nu spun că mă cheamă Bosi Ghica. Spuneam Irina Bosi și cu asta... Bosi în sine era un nume neobișnuit. Bosi era un nume neobișnuit, da, exact. Și foarte suspect, se scria cu Y. Da. De fapt, era un nume românesc, B-O-S-I, însă străbunicul meu din partea Bosi, deci, a mers la studii în Franța și acolo i-au schimbat numele în Bosi ca să se pronunțe așa cum se pronunță. Să fie franțuzește, sigur. Pentru că altfel se pronunța Bosi și atunci a revenit cu numele așa, schimbat de francez și a rămas așa. Dar este un nume de boier din Moldova pe care probabil că îl cunoașteți, există și bosieni care este moșia din care veneau și așa mai departe. Dar Ghica a fost adăugat la acest nume la dorința fiului lui Ion Ghica, Nicolae, străbunicul meu, care a avut 4 copii, 3 băieți și o fată, din care băieții niciunul n-a avut un băiat. Singura care a avut un băiat a fost bunica mea, deci o fată. Și lui, băiatului acestuia, tatăl meu, i-a fost dat în moștenire conacul de la Ghergan, de unde avem niște poze foarte frumoase în momentul ăsta, și care deci venea ca moștenire la tata, însă cu dorința expresă, scrisă în testament de străbunicul meu, ca la numele Bosi să se adauge Ghica, pentru ca să se vadă continuitatea genealogiei de la Ion Ghica direct până la tatăl meu și acum la mine. Deci de asta ne cheamă Bosi Ghica. Iar aici în față aveți mormântul străbunicii mele, Irina Cantacuzino, de care vorbeam,
născută Cantacuzino, măritată Ghica, și care a avut 5 copii care sunt reprezentați ca niște îngerași pe acest mormânt, ea fiind foarte tânără când a murit, avea 36 de ani, a murit la nașterea ultimului băiat, și tatăl bunicii mele, deci străbunicul meu, a fost foarte afectat de această moarte, pentru că era a doua soție care îi murea, era a doua oară văduv, și din această tristețe a ieșit acest minunat mormânt pe care l-a comandat unui sculptor din Italia și care a prefigurat cei 5 îngerași după niște fotografii ale copiilor, și sunt foarte clar recunoscutibili cei 4 copii și a 5-a fetiță care era din altă căsătorie. Deci aceasta este explicația dublului nume, da, pe care îl port. În 2009 ați primit înapoi conacul de la Ghergani, o construcție din 1869. Era prima oară când o vedeați atunci, în 2009? Nu era prima oară. Am văzut-o prima oară în 1995, când am avut un moment liber. De obicei veneam în România cu treburi profesionale. Prima oară a fost în decembrie-ianuarie 89-90. Lucram la agenția Reuters, eram jurnalist și, bine, pentru că vorbeam românește, am fost trimisă la București să fac reportaje despre ceea ce se petrecea în acele momente aici, și nu am avut practic nici zile, nici nopți, era absolut 24 din 24, da, n-am avut timp să mă duc nicăieri, am stat vreo 10 zile și apoi am revenit, tot trimisă de agenția Reuters, în mai 90, la primele alegeri. Și în acel moment am fost bătută de mineri înainte ca ei să vină la București, pentru că m-au trimis, ei mai veniseră, dacă vă aduceți aminte, au venit în luna februarie și au sacajat sediile partidelor de opoziție, și deci agenția Reuters mi-a spus că ar trebui să mă duc la ei acolo, pe Valea Jiului, să vorbesc cu ei, să vedem de ce și ce i-a împins să vină să facă acele acte de barbarie. Și când am ajuns, am încercat să vorbesc cu... Dar de ce dumneavoastră, iertați-mă că vă întrerup, de ce dumneavoastră, o femeie, chiar și româncă, să fiți trimisă acolo, în gura leului, între mineri din Valea Jiului? Era singurul motiv? Nu se găsea un corespondent al agenției Reuters bărbat care... Ba da, eram cu un bărbat, eram trei. Eram eu care vorbeam românește, era un alt coleg de-al meu care era ceh și probabil că de-aia l-au și trimis, că înțelegea ce se petrece aici, și era un fotograf. Și deci am ajuns acolo și am început să vorbesc cu niște mineri întrebându-i de ce au făcut mizeriile pe care le-au făcut și așa mai departe, și deodată a intrat în conversație un alt personaj care mi-a cerut buletinul și m-a întrebat cine sunt și ce caut acolo. Și am spus că eu n-am să-i dau lui buletinul, nu este sigur forța de ordine. Aici suntem într-o țară necomunistă în care un jurnalist are libertatea să pună întrebările pe care le vrea. Nu i-a plăcut. Riscant răspuns i-ați dat. Și deci eram pe o platformă în înălțime, sunt platformele care de obicei sunt făcute pentru cărarea camioanelor de la o anumită înălțime, și de acolo am fost îmbrâncită jos, bine că nu m-am rupt nimic, eram tânără totuși, și au început să dea cu noi cu pietre în noi, și am reușit să fugim împreună cu cei doi jurnaliști cu care eram în mașina care nu era foarte departe, și am reușit să scăpăm așa, dar totuși am avut contuzii și a fost o experiență foarte dezagreabilă, și colegul meu a făcut o depeșă la agenția Reuters despre mine. Și acea agenție... A ieșit un reportaj din acest episod bineînțeles, a ieșit, sigur că da, și, dar n-am vrut să-l fac eu pentru că nu vreau să scriu despre mine, deci a scris colegul meu, și depeșa a mers peste tot la media și toate radiourile. A fost citită de Europa Liberă și mama, care venise
la Paris în 86, deci era deja la Paris, dar a aflat de la o prietenă de ei din București care asculta Europa Liberă și i-a dat un telefon spunându-i că mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat și săraca a fost foarte îngrijorată. Până la urmă i-am spus că nu era chiar așa de grav, am scăpat ieftin. Da. Și însă de atunci, și acel turneu de reportaje pe care l-am făcut în toată țara în 90, m-au trimis în hotspot, unde se întâmplaseră lucruri. Deci, în primul rând, am fost la Scornicești. La Scornicești, să vedem ce spune lumea de acolo, dacă îl regretă pe Ceaușescu. Și era foarte bizar, pentru că era ca și cum Ceaușescu n-ar fi existat. Nu mai se vorbea de el. Mm-hmm. Și se vorbea de alegerile care veneau și i-am întrebat cu ce... Primele alegeri libere, mai atunci, știți că așa se spune. Exact. Asta era sintagma. Eu nu credeam. Dar i-am întrebat să vedem cu cine votează. Și mi-au spus, votăm cu PSD, sau mă rog, FSN. FSN. Și am zis, de ce? Păi cum? Păi liberalii știți ce vor să facă? Vor să ne dea un hectar de pământ. Păi zic, e foarte bine. Da. Cum? Păi eu cu ce lucrez? N-am mașină, n-am nimic. Vă dați seama, ne obligă după aia să lucrăm. Deci erau deja într-o spălare de creier fantastică. Astăzi, uitându-vă în urmă la un episod precum este acesta, la un schimb de replici precum este acesta, vi se pare simptomatic pentru România acelei perioade, dar și pentru România de astăzi? De asta am spus, începuse deja spălarea pe creier. Era la început. Bine, era o moștenire de la regimul comunist care știa foarte bine să facă acest lucru, dar văd că n-a fost nicio întrerupere. Pentru că asta se întâmpla în mai 1990. Deci am încercat să duc muncă de lămurire, nu prea am reușit. După care am mors pe Valea Jiului, după care am fost în Târgu Mureș, unde se bătuseră ungurii cu românii, ceea ce nu fusese niciodată vorba și nici cazul. Deci era clar o tentativă de divide et impera pe care o făcea domnul Iliescu și am simțit această antagonizare a României în mod foarte acut, în sensul că toată lumea era împotriva tuturor celorlalți. Deci erau cei românii din străinătate contra românilor de aici. Nu ne vindem țara. Erau intelectualii contra, adică neintelectualii contra intelectualilor. Sigur. Noi nu gândim, noi muncim. Da. Erau ungurii contra rușilor. Erau tinerii contra românilor. Erau tinerii absolut contra bătrânilor. Și așa mai departe. Deci era o antagonizare permanentă a societății pentru ca domnul Iliescu să vină ca salvatorul națiunii, frontul salvării naționale. Deci am fost foarte impresionată și de faptul cum se prezentau cele două etnii în fața presei internaționale. Eram agenția Reuters cu doi jurnaliști străini. Am fost mai întâi la unguri, care mi-au spus că în niciun caz nu sunt probleme între cele două entități naționale, că au fost câteva incidente, dar nu mare lucru și că totul va reveni normal. Am fost la români, pentru că așa se făcea jurnalismul la agenția Reuters. Am fost la români să întrebăm care este părerea lor. Și ei au fost primii care ne-au atacat și zic, da, dar totuși un poet ungur foarte cunoscut a pierdut un ochi în această altercație. Ce că nici cu ăla nu vedea bine. Am fost foarte jenată în fața colegilor mei care au văzut diferența de prezentare și cred că asta ne-a făcut foarte rău și în procesul de aderare, mulți ani după aia, în procesul de aderare la Uniunea Europeană, pentru că eu am discutat cu o diplomată maghiară care venea în formațiune în Franța, unde eu lucram la... Între timp nu mai lucram la agenția Reuters, am dat un concurs ca să devin funcționar în administrația și în guvernul Franței și lucram la Secretariatul General al Afacerilor Europene, unde se făcea politica europeană a Franței. Și au venit foarte mulți funcționari din țările candidate în acel moment pentru a face cursuri și stagii la noi. Și vorbeam cu această diplomată maghiară care îmi spunea cum
tratează ei problema romilor. Era o problemă și la ei, era foarte complicat, dar își dădeau o silință și aveau chiar un limbaj diplomatic în care, pe care îl aveau ca instrucțiuni de la guvern, cum să prezinte problema romilor în Ungaria, care nu este de fapt o problemă. Ne-au luat faptele înainte. Recunosc că mizam pe acest lucru, pentru că povestea dumneavoastră de viață nu este o poveste care să se rezume la numele despre care am vorbit la început, dar aș rata o întrebare jurnalistică și dumneavoastră știți foarte bine ce înseamnă acest lucru. Dacă n-aș merge în continuare a ceva ce ați spus mai devreme, ați spus că v-a fost jenă la un moment dat față de colegii dumneavoastră străini. S-a mai întâmplat în acei ani sau în parcursul dumneavoastră în general, în străinătate, să vă jenați de faptul că sunteți româncă? Nu, pentru că acolo eram în România, de asta era jena cea mare. Nu, de jenă nu pot vorbi, dar de durere și de tristețe și de regret, da? Pentru că, cum spuneam, am lucrat mult în domeniul afacerilor europene și am găsit că România nu se prezintă cum ar trebui în fața instanțelor internaționale. Nu suntem destul de bine reprezentați. Nu avem la Bruxelles și în alte domenii cele mai mari talente, cele mai bune elemente, cele mai competente și cele mai serioase. Alte națiuni au? Toate. Și acum eu spun asta de mult și încerc în toate cercurile în care am funcționat să arăt că România poate avea și oameni care țin la țară, care țin la imaginea țării, care țin să arate competență și serios. Dar era poate un pic, aveam anumite reticențe de a spune asta în fața camerelor și a microfoanelor din România, dar am citit un articol scris de domnul Vasile Pușcaș, care a fost negociatorul României, de altfel era, cred, membru PSD, pentru adeziunea la Uniunea Europeană, care spune exact același lucru cu mine. Și atunci nu mă mai jenez dacă domnul Pușcaș, care a fost trimis de România acolo, cred că domnia sa este un om competent și serios, de altfel s-a soldat cu intrarea României în Uniunea Europeană, dar din păcate cei pe care România îi trimite acolo nu sunt neapărat cei pe care ar trebui să îi trimite și cu care ar trebui să ne mândrim. Câte ocazii au fost în care România trebuia să-și spună cuvântul, să apară ca un actor important al Uniunii Europene pe scena europeană, fiindcă suntem, după Polonia, cea mai mare țară din fostul blocul estic, da. Bloc estic, însă România nu apare nicăieri. Polonia este un activism extraordinar și am citit de curând o carte foarte interesantă despre cum s-a ajuns la războiul din Ucraina și la ocuparea Ucrainei de către Putin. Și, bineînțeles, pentru că Occidentul a fost complet orbit de această pseudo-prietenie cu Putin, dar se vorbește de faimosul summit al NATO de la București, în 2006, în care Bush junior venise cu ideea că trebuie ca să îi se dea voie Ucrainei și Georgiei să intre în NATO și nu s-a făcut acest pas pentru că s-au opus cu o înverșunare extraordinară Franța și Germania. Și se pare că în culise au fost niște protestări foarte vehemente ale Poloniei, ale celor trei țări baltice, care au câte 2-3 milioane de locuitori fiecare, și s-a adăugat la acest protest al țărilor din Uniunea Europeană și Ucraina, pentru că s-au dus să-l caute pe Iușcenco. Deci, de unde era România? Nu numai că n-a făcut niciun fel de protest, dar nu se spune nici măcar, toți protagoniștii sunt numiți cu numele lor și așa. Nici nu se spune cine era gazda acestui summit de la București, ministrul de externe român și președintele României.
se vorbește de ministru de externe român, fără să-i se dea numele. A trebuit să mă duc în internet să văd cine era ministru de externe al României în 2006. Și nu se vorbește de domnul Băsescu, care totuși era pro-european, pro-atlantic, pro-american și antirus. Deci cred că ar fi putut să fie cineva care să reprezinte România și să aibă România o voce și o prezență care nu există. Pornisem de fapt de la anul 1995, când ați văzut pentru prima oară conacul de la Ghergani. Da, eram curios, de ce ați văzut de fapt în 1995? În 1995 am văzut o jale, un câmp de ruine, o junglă, parcul de la Ghergani, și o ruină a conacului cu ferestre sparte, cu o tablă pe gen de acoperiș și cu mormântul mutilat, așa cum l-ați văzut, pentru că au intrat oamenii cum au vrut acolo și au furat tot ce au putut să fure și au devastat tot ce au putut să devasteze. A fost un sat fără câini acolo, da? Și după ce s-a retras spitalul, a fost un sat fără câini care a durat 10-15 ani. Era o scurtătură ca să mergi la gară și se intra și se fura și se prăda și a fost foarte, foarte impresionant ce am văzut, dar am intrat incognito, n-am spus cine sunt, am zis că vreau să vizitez și pentru că eu făcusem cerere să mi se dea înapoi și nu mi se dădea înapoi și nu mi s-a dat înapoi mulți ani și mereu mergeam să întreb, dar al cui este aici? Și mi se răspundea al unui doctor din Elveția, tatăl meu. Dar eu n-am vrut să spun cine sunt, pentru că îmi spuneam că după aia poate iarăși mi se întâmplă ce mi s-a întâmplat la Târgu Jiu. Deci am preferat să rămân incognito și a durat foarte mult până am ajuns în posesia acestei ruini și acestui parc, care acum, vedeți, are flori și totuși este îngrijit, dar mai trebuie multă muncă pentru restaurarea lui după ca la podul istoric. Conacul de la Ghergani este probabil cea mai spectaculoasă componentă a moștenirii pe care o aveți. O moștenire care, la nivelul altora, probabil că ar suna ca o binecuvântare. Eu cred că atunci, în 1995, când ați văzut, de fapt, ce este conacul de la Ghergani, v-ați spus, așa cum spune românul, mâinile în cap. Și în 2009, la fel, când a devenit al dumneavoastră, ce mai aveți ca moștenire pe lângă acest conac? Păi ați avut defilări ale imaginilor din micul Trianon de la Florești, care este o și mai mare ruină, și mai mare din toate punctele de vedere, mai mare ca dimensiune și mai mare ca ruină, pentru că este absolut de nerecuperat, cred. Putem să o consolidăm și să o lăsăm ca ruină foarte frumoasă și spectaculoasă. S-a făcut o monografie despre parcul și domeniul de la Florești și mi s-a cerut să fac o prefață și am făcut această prefață și am ca titlu acestei prefețe i-am dat prezența unei absențe. Această ruină este exact asta. Este prezența ruinei unei românii care a contat pe harta Europei și care astăzi, din păcate, este încă foarte puțin apreciată și foarte puțin prezentă. Oare n-ar fi... Întrebarea nu e neapărat retorică, e mai degrabă o provocare. Oare n-ar fi un act de curaj, și ați avut multe acte de curaj de-a lungul vieții, să luați destinul de piepți, cum se spune în românește, și să nu rămână acest mic Trianon, doar ruina frumoasă, romantică, dar totuși ruina care este astăzi? Este peste puterile unei persoane să facă așa ceva, dar și cred că ar trebui foarte, foarte mulți bani pentru a restaura acest magnific palat, care este deci o replică a Trianonului de la Versailles, dar eu sunt foarte deschisă a tuturor, la toate propunerile care mi se pot face, dar până una alta noi am cerut fonduri europene și nu ni s-au dat. Nu ni s-au dat pentru că ni s-a spus că nu se restaurează ruine sau nu se consolidează ruine. Nu, se restaurează, dar nu se consolidează. Și pentru cât ar trebui să avem ca bani pentru a restaura această magnifică ruină, este vorba de zeci de milioane de dolari. Ori fondurile europene nu vă dau așa ceva.
Acum, în noua mandatură de fonduri europene, am descoperit că Agenția de Management a Fondurilor Europene, de care noi ținem și cu Florești și cu Gergani, și anume Muntenia Sud, este dirijată de o persoană care a decis în mod total autonom, pentru că aceste regiuni sunt autonome în ceea ce decid, că nu vor să dea fonduri europene ONG-urilor private, deci numai la entități de stat sau publice. Și așa mai departe. Deci, până una alta, tot ce am făcut și acolo sunt numai din puterile noastre. Avem o fundație, am organizat, din 2014 organizăm un concurs de echitație, un concurs complet de echitație internațional, care este singurul din România, la care am muncit foarte mult și acum am ajuns să avem cam 15.000 de vizitatori. Îl agrementăm de 2 ani cu concerte de jazz seara. Și avem o fundație care se ocupă de copiii din Florești, care se ocupă de organizarea vieților after school și așa mai departe. Vedeți, da, concursul de călărie, parcă am fi în Elveția. Și facem ce putem din cât avem, dar absolut imposibil să facem mai mult. Bun, pentru Gergani lucrurile stau un pic diferit. Este Gergani mai mic. Este mai mic și ușor, ușor, în ultima vreme devine, poate nu neapărat sau nu încă un hotspot, ca să vă citesc, dar un hub cultural, aș spune. Da, asta vrem, asta ne dorim, vrem să îi sporim notorietatea, pentru că este mai aproape și de București. Bine, Florești nu e foarte departe, vedeți că chiar și pe ploaie se țin, da, probele. Este la 80 de kilometri Florești, lângă Ploiești. Dar Gergani este la mijlocul drumului către Târgoviște, deci suntem la 40 de kilometri de București și, da, într-adevăr, cred că îi crește notorietatea în fiecare an. În primul rând, pentru că eu am început încă din 2019 să vin foarte mult în România și m-am instalat aici și se vede, se văd progrese. Asta este, s-au făcut piese cu copii, teatrul vienez de copii. Și suntem deschiși la orice manifestare artistică și culturală care ar vrea să se desfășoare la noi, cu un buget foarte restrâns, ca să nu spunem inexistent. Asta voiam să spun eu, manifestările culturale, evenimentele culturale nu sunt cele care aduc bani. Nu, dar aduc notorietate. E adevărat, dar notorietatea, știți cum este, este precum cazul acelor nobili care poartă splendoarea de altă dată a numelor lor, dar au manșetele uzate. Uzate, exact. Da, știu, dar poate că în acest proces de notorietate se aude la anumite niveluri și poate că găsim poate câte un mecenat de competență, care și ăla e foarte interesant, materiale de construcție sau cine știe ce alte posibilități, și poate că între timp se mai sesizează și forurile decidente din țara asta. Am remarcat că avem pe Mircea Cărtărescu, da, aici, care a fost invitat de unăzi la noi cu un concert care a urmat. Pentru că, nu știu dacă ați citit, suntem într-o emisiune culturală, deci vorbim de literatură, dacă ați citit ultima carte a lui Mircea Cărtărescu, Teodoros, se petrece la Gergani. Deci l-am invitat pentru că toată cartea a fost inspirată de una din scrisorile lui Ion Ghica către Vasile Alexandrii, care se cheamă Teodoros, și unde e vorba despre un argat care s-a născut la Gergani, la curtea părinților lui Ion Ghica, avea vârsta lui Ion Ghica, se jucau împreună și el a cerut ca într-o zi să se joace de împăratul. Și s-au jucat de împăratul și, bineînțeles, împăratul nu era Ion Ghica, era el. Și l-a legat fedeleș pe Ion Ghica și așa mai departe, și după aia a avut o soartă de care nu s-a știut, a dispărut și nu s-a mai știut de el. Și deci Cărtărescu spune, când am citit această carte, mi-a venit ideea că romanul e deja scris. Și a făcut o carte de 600 de pagini și fără să fi venit la Gergani. Da. Deci totul din imaginație, ceea ce e foarte bine. Și apoi l-am invitat și am spus să nu vă gândiți că o să intrați într-o curte boierească cu ziduri groase, așa, sigur, cum o
prezentați în roman, dar este de două ori transformată, pentru că a fost transformată de Ion Ghica, în primul rând, în 1869, așa cum spuneați, pentru a-i da o alură mai occidentală decât conacul din secolul XVII care exista. Și, pe de altă parte, transformarea făcută de noi, pentru că, deși vrem să construim exact, să reconstruim și să refacem partea istorică, partea din clădire care era dedicată personalului și care nu avea foarte mult interes arhitectură și care era oarecum un dezechilibru al edificiului pentru că nu avea etaj, la propunerea arhitectului Șerban Sturza am făcut un nou corp în același spirit de arhitectură franceză, de orangerie, de pavillon jardin, dar cu un gest arhitectural contemporan foarte frumos și foarte inspirat, în care vor fi tocmai tot felul de evenimente. Bun, înțeleg că în 2019 v-ați întors, cum se spune, cu arme și bagaje în România. Noi n-am mai respectat niciun soi de cronologie în povestea noastră, ceea ce e foarte bine, pentru că respectăm fluxul natural al conversației. Când ați plecat însă? Plecat, ca să vă arăt cât de tânără sunt, acum 50 de ani. S-au împlinit 50 de ani anul ăsta, în 1973, nu chiar 1800. 1973, încă mai eram la liceu și am plecat cu tatăl meu, lăsând-o pe mama în spate, pentru că erau divorțați. Și asta a fost cel mai greu, cred, din cea mai grea probă a existenței mele, această separare de mama, de țară și de mama. Pentru că în acele timpuri, 1973, nu se pleca din România sau dacă se pleca, nu se mai venea. Da. Și părinții sau familia care rămânea, acolo rămânea. Și am petrecut, adică am simțit asta pe pielea noastră, pentru că eu personal nu l-am cunoscut pe bunicul meu, Robert Bossi, care fusese aghiotantul militar al regelui Mihai și care a trebuit să plece pentru că Mihai, când a fost gonit din țară, nu a fost autorizat să vină cu personal, să plece cu personalul, cu staful. Și deci toți cei care au lucrat la palat au intrat toți la închisoare și mulți au murit. Bunicul meu a fost mai cum se spune, pe fază și a înțeles despre ce e vorba. Și imediat, trei luni după aia, a reușit să fugă prin Ungaria, în Austria și apoi în Elveția, de unde a plecat în America Latină și eu personal nu l-am cunoscut și nici cealaltă familie, tata, bunica, mătușa, nu l-au mai văzut în viața lor. Drept care avem această ruptură în familia și care mi se părea foarte posibilă în 1973 față de mama. Deci să face această alegere. De ce n-ați rămas cu mama? Pentru că, bineînțeles, în momentul în care tata mi-a spus putem pleca, bunica mea era deja în Occident, putem pleca, dar nu ești obligată să vii, alege. Câți ani aveați atunci? Aveam 16 ani. O vârstă destul de fragedă la care să faci o alegere atât de mare. Exact. Și mi se părea că trebuie să plec, dar că nu trebuie să plec. M-a dus imediat să facem poze pentru pașaport. Și am pozele alea, sunt oribile, am o mină foarte tristă și întunecată, pentru că știam că e o alegere gen imposibilă. Da. Dacă rămâneam, îmi închideam orice speranță de a mai pleca și de a cunoaște altceva. Dacă plecam, o lăsam pe mama și riscam să nu mai văd niciodată, un risc foarte probabil. Și totuși mi-am spus, așa cum și-a spus bunica mea când a rămas cu 4 ani înaintea noastră, că dacă plec, poate de acolo mai pot face ceva. Și așa a fost, pentru că în momentul în care am terminat studiile și am reușit să am jobul întâi la BBC și pe urmă la Reuters și am câștigat banii mei, am adus-o pe mama aici. Și norocul a fost că 2 ani după ce am plecat,
a intervenit Convenția de la Helsinki în 1975 cu întregirea familiilor și deci s-a dat voie un pic mai mult la vizite în străinătate și mama putea să vină să mă vadă o dată la 2 ani. Nu în fiecare an, o dată la 2 ani. Și deci totuși era ceva. Cât și timp mai ales puteați petrece ea împreună? Cât timp putea rămâne alături de dumneavoastră? Asta depindea de Franța, nu de România. România îi dădea 3 luni, 6 luni de pașaport. Franța dădea 3 luni și într-o zi, o dată, cred că a reușit să aibă 6 luni, dar o singură dată, în rest, 3 luni. Cine urmărește parcursul academic și profesional al dumneavoastră este uimit, așa cum am fost și eu, de eclectismul alegerilor. Pentru că avem istoria artei, avem jurnalism, avem Ecole Nationale d'Administration, avem politică, nici pe departe, în ultimul rând. Dintre ele se detașează vreo mare iubire? Mare iubire pentru un domeniu? Unul dintre ele, da. Păi toate, pentru că în primul rând am făcut istoria artelor. De obicei se spune că avem o singură mare iubire în viață. Poate că asta a fost acea cezură din plecarea din România, pentru că acolo îmi vedeam un parcurs făcând istoria artelor, asta vreau să fac, da. Pentru că era legat de o iubire sentimentală. A, o iubire, în adevăratul sens al cuvântului. Și deci acea iubire n-am uitat-o și primul lucru am făcut istoria artelor. Și pe urmă am făcut și facultatea de limbi străine, care totuși a fost atât de ușor de făcut în Franța, încât am zis nu. Nu mă opresc aici, era mult prea ușor. Și deci era momentul să decid dacă devin profesor, ceea ce am spus că probabil că o să devin. Am trecut un concurs, dar foarte, foarte dur de altfel, un concurs pentru a deveni profesor. Și în același timp am văzut un anunț în ziar în care se spunea că BBC caută oameni care vorbesc românește. Eu eram în Brazilia în acel moment și în am Brazilia spus... ați văzut anunțul, da, din partea BBC? Și deci asta am scris... Asta da ștergerea granițelor. Da. Am scris repede o scrisoare și le-am spus nu pot să trimit toate hârtiile pe care mi le cereți, fiindcă sunt în Brazilia, dar cum ajung la Paris o să vi le trimit, dar să știți că sunt foarte interesată. Și când am ajuns la Paris, m-a așteptat scrisoarea de la BBC, unde spuneau că și ei sunt foarte interesați. Și deci am trimis toate hârtiile și a durat un an până am fost angajat acolo, pentru că finanțatorul World Service este Foreign Office. Deci ei vor să vadă cine vine acolo și nu oricine. Deși am înțeles că în secția română de la BBC erau și niște informatori. Unde nu erau? Exact, unde nu erau. Și deși nu mi-am dădeam numele pe unde, mama a avut mult de suferit. Mult. Cum adică nu vă dădeați numele pe unde? Nu vă spuneați niciodată numele pe post? Nu, aveam alt nume. Aveam alt nume. Un nume care... Un nume ales la întâmplare. Ruxandra Grigorescu. Mi se părea că are o sonoritate așa, mulți de R. Și foarte românesc numele. Lipsit de orice fel de subterfugiu și de posibilă interpretare. Absolut. Sau căutare prin diverse arhive. Nu v-ar fi făcut bine acea căutare. Uitându-mă, cum spuneam și mai devreme, răsfoind la modul figurat trecutul dumneavoastră, mi s-a părut că detectez, și o să-mi spuneți dumneavoastră dacă așa este sau nu, o perpetuă căutare a performanței. Cred că la un moment dat v-ați făcut din performanță un scop al vieții, să fiți, dacă nu prima, printre primii și să străluciți în tot ceea ce faceți. Da, cred că e adevărat asta și probabil că și asta are de-a face cu România, pentru că vă spuneam că vreau să arăt că nu pentru că sunt româncă, sunt altfel decât cei cu care mă încerc. Și chiar sunt de multe ori mai bună decât ei. Și asta era, pentru mine, nu era neapărat numai o glorie a mea, ci o glorie a României, pentru că de foarte multe ori mi s-a spus: a, păi da, dumneata ești româncă, de-aia vorbește atâtea limbi, a, dumneata ești româncă și de-aia e așa o cultură. Deci îmi plăcea să aud aceste remarci.
Să știți că am mai întâlnit de-a lungul timpului la români plecați și nevoiți de viață să performeze în lumea atât de concurențială a vestului Europei sau a Statelor Unite, exact aceeași căutare a performanței și această permanentă competiție resimțită sau chiar declarată fățiș cu cei de acolo. Opinii de genul eram român, eram româncă, trebuia să fiu mai bun decât ei, sunt cumva un soi de fir roșu al dumneavoastră, al celor care ați plecat în anii 70-80 și care v-ați făcut carierele eminamente acolo. Pentru mine era și încă un plus, eram o femeie și trebuiau să fim mai bine și decât bărbații. Așa încât a fost pentru mine, mai ales această competiție cu bărbații, credeam că n-am să o resimt niciodată în viața mea, pentru că nu m-am simțit discriminată până când am ajuns la agenția Reuters. La agenția Reuters, când nu erai englez, erai deja categoria B și când erai o femeie, erai categoria C. Și de asta am încercat să fac tot ce s-a putut acolo ca să arăt că eu pot să scriu și în franceză și în engleză, că pot să fac reportaje în românește, că pot să scriu features din română în engleză trimise și foarte apreciate la Londra și așa mai departe. Și cu toate astea, când am revenit, pur și simplu am primit foarte multe complimente și aprecieri de la Londra pentru tot ce făcusem aici, pentru că am intrat vorbind românește și cunoscând lume, pentru că de fapt nu trecuseră foarte mulți ani, trecuseră 15-17 ani de când plecasem și încă mai cunoșteam lume, am ajuns să intra unde se vroia pe vremea aceea, în decembrie, ianuarie 1989-90, da. Intram unde vroiam și, de exemplu, la guvern și, de exemplu, în ședința în care se redacta Constituția. Și acolo am văzut că unul din, consilierii lui Petre Roman era un băiat pe care eu îl știam de când eram la liceu. Și așa mai departe. Deci am intrat peste tot, am putut face niște reportaje care nu existau în altă parte. Bineînțeles, cum s-a scris Constituția, cum s-au făcut sindicatele într-un spital unde am intrat grație unei colege de clasă care între timp devenise medic și așa mai departe. Și am primit foarte multe complimente de la Londra. Și credeam că, în fine, acum voi avea un pic de apreciere, dar imediat s-a închis cutia și, nemai fiind evenimente de rezonanță internațională în România, eu am redevenit cine eram și s-a deschis biroul Reuters la București și mie nu mi s-a propus acest birou. Bineînțeles, i s-a propus unui englez bărbat. Și am zis, cu asta am încheiat-o, am așteptat tot ce s-a putut aștepta și deci am demisionat de acolo. Și ați plecat de la Reuters așadar și unde v-ați dus? Și am trecut al, nu știu câtelea concurs, așa, la Ecole Nationale d'Administration și am învins și acolo și am ajuns în guvernul francez. Astăzi vi se pare că acest drive către performanță al românilor în afara granițelor țării rămâne același, e unul comparabil cu ceea ce vedeați și simțeați pe propria piele în anii 70-80? Este fantastic pentru că văd copii extraordinar de buni care reușesc peste tot unde se duc, dar nu cred că este aceeași necesitate pe care noi o aveam, pentru că știam că nu ne mai putem întoarce înapoi. Și dacă acolo nu performăm, în altă parte nu putem performa. Că nu mai poți să te întorci la mama acasă, așa cum pot ei. Și sper că nu îi jignesc spunând asta, dar eu aș vrea să vină înapoi la mama. Pentru că găsesc acei copii care performează acolo, de ei avem nevoie aici. Nu trebuie să îi lăsăm să plece. Și ca să nu îi lăsăm să plece, trebuie să le asigurăm un viitor. Ori dacă nu avem trecut, așa cum văd că se petrece aici, unde totul pare să fie făcut ca să se șteargă orice urmă de un trecut glorios care nu este al omului nou vrut de comunism, este, cine, cum spunea Orwell, cine nu controlează trecutul, nu poate controla viitorul. Deci asta este ce se întâmplă aici. Se vrea să nu se mai întoarcă oamenii care ar putea să fie competitivi și să facă într-adevăr o treabă. Se vrea ca acei oameni să plece
agricultori, oricine, oricine, oameni care vor să facă ceva, sunt împinși către ieșire ca să rămână aici un grup de oameni care nu îi pe care nu îi interesează România, îi interesează interesele proprii. Explicați-mi un paradox atunci. De ce, dacă avem acești români sclipitori în străinătate, la nivel individual, care fiecare, sau aproape fiecare, încearcă să fie bun în pătrățica lui, să influențeze, să schimbe în bine, în momentul în care avem un grup de români, aici, în țară, sau chiar și în străinătate, performanța deja trece pe planul 2, 3, 5... E ceva? Suntem individual buni și colectiv mediocri? Care vi se pare explicația? Nu știu dacă faptul că sunt într-un grup sunt mai puțin performanțe. Asta nu cred, dar cred că când sunt într-un grup încep niște jaluzii, niște invidii, niște gelozii care sunt foarte nefaste și cred că asta face că s-a reușit așa de ușor să se divide să se divizeze societatea și nu au fost disidenți destui în România, pentru că era foarte ușor să-i faci pe unii să denunțe pe ceilalți și să se divizeze orice grup. Și asta s-a întâmplat și cu exilul românesc. Exilul românesc nu a făcut ceea ce ar fi făcut orice alt exil și care au făcut-o, alte exiluri comuniste în străinătate, s-au unit și au făcut în așa fel încât în momentul în care comunismul a căzut să fie clasa de înlocuire gata. Ori aici, când a căzut comunismul, când a căzut Ceaușescu, am discutat foarte mult cu oameni care au reflectat asupra situației, au și scris și mi-au spus nu aveam pe nimeni. Nu aveam pe nimeni. Deci s-a adus aceeași gen de oameni din rândul 2, ce au trecut în rândul 1. Dar cei care fuseseră învățați acolo și aveau o știință a modului cum se guvernează o țară liberă, cum o economie trebuie să funcționeze, și care aveau conexiunile importante și interesante de avut, care puteau ajuta și așa mai departe, nu au fost aduși deasupra, nu erau pregătiți, pentru că nu s-a vrut acest lucru. Și asta e un mare, mare, un mare defect al românilor, că nu sunt destul de uniți. Nu sunt destul de uniți. Oriunde văd, lumea își se ține împreună și se ajută și se întreajută. Românii se bârfesc, se cam... Da, nu este ce ar trebui. Ce tip de relație ați avut cu mari reprezentanții ai exilului românesc despre care vorbeați? Eu n-am avut foarte multe relații pentru că eram încă foarte tânără. Singurul pe care l-am cunoscut foarte puțin, fiindcă a murit după 2 ani, a fost unchiul meu, Raul Bossi, marele diplomat, care e fratele bunicului meu și cu care am discutat foarte mult și el mi-a vorbit exact de asta și acum s-a publicat jurnalul lui care atestă exact asta. El a fost la un moment dat președintele exilului românesc și a remarcat că erau niște diviziuni și niște intrigi și niște gelozii între cei care îl înconjurau pe rege și care îl țineau departe de ce se întâmpla și care încercau să-l izoleze pentru pura idee a puterii și așa mai departe. Și deci era foarte amar și el despre la capitolul ăsta și el într-adevăr făcuse tot ce s-a putut pentru că a plecat, adică n-a plecat, nu s-a mai întors din postul de la Berna în 46. Deci din 46 până când a murit în 75, bine, fusese bolnav, dar să zicem că, de altfel, jurnalul se termină în 69 când a început să fie bolnav. Dar din 46 până în 69 sunt peste 20 de ani în care el a încercat să facă tot ce a putut, a vorbit și la Europa Liberă și peste tot și era foarte dificil și bun, s-au întâmplat multe lucruri pe care nici nu vreau să le vorbesc, adică s-au întâmplat chiar fraude și chiar... Da, e
E foarte trist. Ați ales după jurnalism, practicat în două locuri de prestigiu planetar, da? Agenția Reuters și BBC, BBC și Reuters, ca să respectăm cronologia, Ecole Nationale d'Administration. Ce va aducea nou sau pe măsura așteptărilor pe care le aveați în acel moment? A fost interesant pentru că pentru a pregăti acel concurs care era foarte greu, se face o preparare de un an. Și în acel an am învățat enorm de multe lucruri pe care eu nu le cunoșteam deloc pentru că ar fi trebuit să fac, când am ajuns în Franța, studii politice. Cred că asta trebuia să fac. Și vorbeați de ce m-am tot... Pentru că când am ajuns aici, în fine, în Franța, după bacalaureat, când mi s-a spus ai trebuit să faci Sciences Po, Sciences Politique, eram atât de dezgustată de economia politică, de tot ce era politic și economic și tot ce se întâmplase aici în comunism, încât nu mai vreau să aud așa niște... Și v-ați dus la istoria artei. Ce și m-am dus la istoria artei. Da, pe urmă am regretat, pentru că am terminat să trag 1000 de concursuri ca să mă pun pe linia de plutire pe care trebuia să o am. Dar, deci, nefăcând această școală de științe politice, am învățat totul în acel an. De la politică socială, la relații internaționale, la dreptul administrativ, la economie și așa mai departe. În așa măsură încât în momentul în care am reușit concursul și au fost 2 ani de școală, de fapt un an de școală și un an de stagii, în acel an de școală mi s-a părut că n-am învățat nimic, pentru că știam totul din ce făcusem în anul de preparare. În schimb, stagiile au fost foarte interesante, mai ales stagiul de prefectură era pe acea vreme, acum s-a schimbat tot, mereu se reformează școala asta, era obligatoriu un stagiu de prefectură și un stagiu într-o ambasadă sau într-o întreprindere. Eu n-am vrut să merg în ambasadă pentru că aveam 2 copii mici de 4 și 2 ani și nu vreau să plec în străinătate și să nu-i văd și deci am renunțat la ambasadă și am fost, mi-ar fi plăcut, dar n-am putut și am fost într-o societate și anume la Procter & Gamble. M-au trimis la Procter & Gamble pentru că totul acolo se vorbea pe englezește. Și, mă rog, aveam oarecare noțiuni de engleză și așa încât a fost interesant, foarte interesant, dar am rămas extraordinar de impresionată în mod negativ de sectorul privat. Pentru că, deși veneam din privat, unde agenția Reuters era o agenție privată, dar era într-un fel în serviciu interesului general, interesul de a informa în mod imparțial și obiectiv. Și când am ajuns la Procter & Gamble, unde am văzut că oamenii care erau acolo fuseseră ultra selecționați de cele mai mari școli de comerț și pe urmă de Procter & Gamble, care nu lua pe oricine, în fine, era o selecție foarte drastică. Și pentru ca să facă ce? Să aleagă o etichetă bleu sau o etichetă galbenă pe un șampon la marketing. Și am zis, da, nu vreau să fac așa ceva, Doamne ferește. Dar eram preparați ca să vedem cum se managează o societate. Un lucru și foarte important, foarte chiar important. Și acele etichete, absolut, care nouă ni se par frivole, da, dacă ne gândim că am putea spune altele sunt problemele lumii. Însă mă gândeam ascultându-vă și văzându-vă periodic, sărind dintr-o barcă într-alta, că nu v-ați temut niciodată de schimbare. Da? Adică, practic, după ce aveați deja o carieră în jurnalism, după ce făcuserăți niște lucruri importante, v-ați trezit din nou în postura de învățăcel până la urmă, da? Și am senzația că această neliniște creatoare v-a căutat întreaga viață. Exact. Și tocmai că mama era foarte îngrijorată, că vedea că nu vreau să stau într-un singur loc și pentru că ea nu știa că există atâtea posibilități, făcuse toată viața ei medicină în România, dar am găsit că aceste challenge-uri erau foarte stimulante și de foarte multe ori spuneam, gata, am văzut despre ce vorba, altceva. Da. Next? Next. Și cred că
am putut, e un fel de, tocmai că plecând de la, unul din joburi, mi s-a cerut să fac un mic discurs și am spus că mă simt ca Phoenix, care schimbă de viață mereu și renaște din cenușă. Și poate că aceste multiple vieți pe care le-am avut, au, fiecare din ele mi-au adus ceva și cred că mă simt cu atât mai mult gata să afrontez orice, să înfrunt orice dificultate, orice obstacol. Și asta mi se pune aici, astăzi, mii și mii de obstacole. Pentru că nu se vrea să reușesc ceea ce vreau, adică ce vreau, să dau înapoi României un patrimoniu care să nu arate așa. Ăsta este zidul de incintă al domeniului de la Ghergani, care zid el însuși este monument istoric de importanță națională. A fost vopsit în portocaliu de primar pentru că concura cu eticheta PDL, care avea ca culoare portocaliul. Și a vopsit în portocaliu un monument național de importanță, de monument istoric de importanță națională, fără nicio problemă. Când spuneți nu se vrea, nu se vrea este un impersonal. Da. Iar impersonalul n-are dorințe. Persoanele au dorințe. Cine nu vrea, doamnă Bosutica? Cine nu vrea este probabil o tendință care este vizibilă la toate nivelele. Eu mă bat cu primarul care mă împiedică să fac din acel domeniu un monument deschis la toată lumea și care să fie restaurat cum trebuie. Domnul primar de la Ghergani a venit să se laude la televiziune că el a primit 25 de milioane de euro din fonduri europene. Nu a spus ce a făcut cu acele 25 de milioane de fonduri europene, dar din spusele lui, cum le-a organizat, reiese ca și cum acele milioane au venit în repararea domeniului de la Ghergani. Da. Despre care se mândrește la toate posturile de televiziune și care spune că este aproape gata și mai sunt câteva lucrări de făcut, dar în contextul în care el are 25 de milioane de euro de fonduri europene și înseamnă că noi le beneficiem de ele cum vrem. Acum suntem în situația în care domnul primar a excavat munți de pământ ca să facă blocuri în sat la 20 de metri de monumentul istoric de importanță națională care defilează în fața ochilor dumneavoastră. Deși este interzis, deși nu se poate face așa ceva, a mers în continuare, am venit cu televiziunea, am venit cu judecătorii care au suspendat lucrările, dar acum ne judecăm pe fond. Pentru că domnul primar a reușit să aibă avizuri de la niște arhitecți din Comisia Zonală a Monumentelor Istorice care i-au dat aviz pozitiv pentru a face aceste blocuri la 20 de metri de un monument istoric de importanță națională, când legea spune că trebuie să fie cel puțin 200 de metri distanță în zone rurale unde suntem noi. Și deci am ajuns exact ca pe vremea lui Ceaușescu, când se făceau blocuri în sate și se ascundeau monumente istorice după blocuri. Care este situația acum? Asta. Suntem în judecată pe fond și nu m-ar mira ca domnul primar să găsească un judecător care să-i dea dreptate, că trebuie să facă blocuri acolo. Cum credeți, doamnă Bosighica, că s-ar putea explica aceste lucruri și atât de multe altele, pentru că nu este un unic caz, dăm drumul la știri, deschidem un ziar pe hârtie sau online și citim N asemenea relatări. Cum credeți că se explică ele? Se explică prin exact ceea ce am spus la început. Nimănui în țara asta nu-i pasă la anumite posturi de conducere de România. Nu-i pasă. Îi pasă de averea proprie, de interesul propriu, de puterea pe care o exercită, de poziția pe care o are și de eventual pe care o distribuie prietenilor și familiei. Dar despre România nu este vorba. Este vorba despre cu totul altceva. Interesul general nu există. Există interesul personal. Și de asta suntem într-o situație care acum începe să devină de nesuportat. Pentru că în momentul de față
când discutăm noi aici, se discută în Parlament legea pensiilor, în care se vrea absolut o mărire a pensiilor, pentru că intrăm în anul electoral, chit că Comisia Europeană a pus ca o și condiție că dacă această legea pensiilor se adoptă, nu vom avea acces la fondurile europene, la PNRR. Pot să vă spun că am fost pe lista de așteptare în PNRR pentru Ruta Castelelor, care a fost finanțată din PNRR și s-au dat câteva locuri pe o listă în care se puteau accesa fonduri pentru restaurare. Eu am fost pe o listă de așteptare, eram doi pe acea listă de așteptare, m-am dus la minister să întreb ce se întâmplă cu cei care sunt pe lista de așteptare. Mi s-a răspuns, păi ar fi trebuit să avem bani, dar nu-i avem, pentru că nu se mai dau bani. Deci, în cumpănă sunt interesele României ca o țară care ar trebui să se dezvolte, care ar trebui să aibă autostrăzi și spitale și școli. Și școli, probabil, sau mă rog, școli în mai bună stare, școli mai sunt, dar în foarte proastă stare, și renovarea școlilor. Și, în schimb, este vorba de niște pensii speciale și despre niște măriri artificiale ale pensiilor, pentru că nu există finanțare bugetară. Și vorbește fostul funcționar din administrația franceză. Care poți să vă întreb ceva foarte sincer? Ați avut atât de multe dezamăgiri aici sau legate de aici și de România? La un moment dat nu v-a venit pur și simplu să le lăsați baltă pe toate și să ziceți am încercat tot ce am putut. Asta e? Mi s-a spus asta când mă duceam să revendic anumite lucruri care nici până în ziua de azi nu mi s-au dat înapoi. Doamna, aduceți-vă în Franța la copiii dumneavoastră. Ce vă mai bateți aici? Nu-mi șade în caracter. Cum se spune. Bunica mea era așa. Nu lăsa nimic și nici eu nu las nimic. Până când mor mai ține pe forțele. După aia, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Nu obosiți niciodată? Nu, de oboseală fizică nu e vorba și nici psihică. E vorba de tocmai să mă lupt contra acestei dezamăgiri totale care mă cuprinde de foarte multe ori și în care îmi spun finalmente pentru ce sau pentru cine. Dar pentru România. Aveți trei copii. Au luat această reziliență a dumneavoastră, măcar vreunul dintre ei? Simțiți că ați dat-o mai departe? Da, cred că da. Cred că da. Bine, ei n-au trebuit să se bată ca mine și să se lupte. N-au ocazia să o practice. Și am făcut tot ce am putut ca să nu-i fac să se aibă aceste necesități în viață deocamdată. Dar cred că au văzut și de la mine, pentru că întotdeauna când erau copii le spuneam nu, you can't take no for an answer, le spuneam că le vorbeam englezește, nu trebuie să accepti când ți se spune nu. Bine, în educație, da, când n-ai voie să te duci acolo, dar în viață nu trebuie să te descurajezi în fața obstacolului. Stați un pic. Le spuneți, n-ai voie să te duci acolo, până la urmă este o constrângere, tot la nu ajungem. Da, exact, de asta spun. În educație le-am spus, spus-o mult mai târziu. La început, când erau mici și le dădeam educația, nu aveau noțiunea asta. Însă acum că sunt adulți, vorba aia, au familiile lor, le-am spus că nu trebuie să dea înapoi în fața obstacolului, ca și caii pe care îi vedeți în imagini, nu trebuie să refuzi obstacolul. Și trebuie să încerci și să vin apoi și să reîncerci. Și dacă n-ai reușit cum ai încercat să ataci obstacolul, poate reușești să-l ataci altfel și trebuie să îți dai silința și să fii perseverent. Ați fost o mamă strictă? Cred că da, mi s-a spus că am fost o mamă strictă. Bineînțeles că n-are nimic a face cu educația pe care eu am avut-o, care era îngrozitor de strictă. Și din contră, bunicii, adică părinții mei, îmi spuneau că nu sunt destul de strictă cu ei, dar față de educația care se dă astăzi, eram... Tocmai asta voiam să vă întreb, pentru că veneați dintr-un sistem în care strictețea era literă de lege și ați ajuns în vestul Europei, unde inclusiv la această legătură părinți-copii, lucrurile
păreau sau încă par mult mai relaxate. Da, și probabil că ar fi trebuit să fiu și eu mai relaxată și să-i las... De altfel, se vede în al treilea copil al meu, pe care l-am avut mai târziu și există un dicton, un proverb francez foarte interesant, care spune: primul copil e brodat, al doilea copil e cusut și al treilea e însăilat. Cârpit. Pentru că primul îți dai toată silința, sigur, citești cărți, vei să faci cum trebuie și așa. Al doilea, tot așa, mă rog, încerci. Și al treilea îți dai seama că de fapt n-are sens, pentru că foarte bine îl lași să trăiască și își vede el de treaba lui, mai îndrumi un pic și merge. Și se vede după copiii mei, care primii doi sunt mult mai angoasați, mult mai stresați decât cel de-al treilea, care e foarte... bine în basket, cum se spune în franceză, și își vede treaba lui. A fost un elev înfiorător de mediocru și m-am disperat și era foarte inteligent, dar nu-i plăcea școala. Cred că a fost o permanentă clătinare a universului dumneavoastră, care ați performat acum... academic de la A la Z. Exact. Și eram absolut în panică, dar de fapt acum văd că copilul era deștept, nu-i plăcea școala. Și acum că face ce vrea el, e un băiat extraordinar de conștiincios, pe care îl apreciază foarte mult cei care au de-a lucru cu el. A performat foarte bine într-un an, a devenit șeful startup-ului la care lucra pe toată Belgia și a dimisionat și el după un an, adică... Și e foarte calm, spune că acum a plecat într-un voiaj de 3 luni și vine înapoi și va fi imediat, își găsește el de lucru, pentru că are un background foarte solid și că a lucrat în lucruri interesante și nicio problemă. Și într-adevăr, nu sunt probleme. Și de fapt mi-am închipuit eu că mi-am transmis stresurile mele acestor copii care nu veneau deloc în aceeași lume ca mine. Eu a trebuit să mă lupt. Ei nu s-au luptat și tocmai fiindcă acum remarc și faptul că cei care din școala lor, din clasa lor, care aveau părinți mai puțin performanți, ei au încercat să fie foarte performanți ca să reușească. Ai mei totdeauna au văzut că totul mergea bine, nu era problemă, nu aveam dificultăți și cred că viața e așa. Să dea Dumnezeu să nu aibă alte surprize. Dacă tot vorbim de tinerețe și de felul în care se vede viața în acei ani ai tinereții, îmi imaginez că atunci când ați ajuns în Elveția, la cât 16-17 ani, venind din România, care era acest spațiu aproape negru, da, din toate punctele de vedere, a fost un șoc. Mai rețineți care a fost principala... reașezarea dumneavoastră în matca propriei personalități, la care a trebuit să vă aliniați, pentru că erați într-un mediu cu totul nou și cu totul altfel? Mai multe, dar cred că prima dificultate, adică eu n-am avut probleme de dificultate la școală niciodată, era totul foarte ușor. Și deodată am remarcat că e ceva dificil, a trebuit să învăț să fac disertații în franceză. Nu franceza era problema, ci modul în care trebuia să-ți structurezi spiritul și mintea, întotdeauna împărțit în 3 părți și 6 subpărți. Eu eram foarte bună la compoziții, la compunere în românește și, încă o dată, franceza nu era o barieră, o vorbeam la fel ca româna, dar de a structura gândirea după acest tipar, care este pentru mine și astăzi fascinant, și pe mine asta mă fascinează cel mai tare la francezi, pentru că nicăieri n-am găsit așa ceva, nici nu la englezi, nu la selvețieni, este această disertație franceză care se pierde din nenorocire, pentru că e un exercițiu foarte dificil, foarte complicat, să structurezi tot ce ai de spus în acest pătrățel cu 3 subpătrățele. Și este atât de dificil încât astăzi în școlile franceze s-a cam abandonat și nu mai se cere, era o exigență fantastică. Și asta pentru mine a fost dificil mult timp, pentru că, după cum vedeți, îmi plec în toate locurile și în toate părțile și nu pot să spun că sunt împrăștiată, dar am o
o gândire arborescență și aici este exact invers. Trebuie să fii cât se poate de cartezian. V-ați gândit vreodată să intrați în mediul politic din România? Sigur, am și fost. Și? N-am impresionat pe nimeni. Păi nu trebuia să vă impresionați în primul rând pe dumneavoastră? Eu nu vreau să mă impresionez pe mine, eu vreau să ajut. Cu tot background-ul despre care am vorbit acum. Și credeam că pot să ajut și că am de adus anumite contribuții, dar nimănui nu i-a părut util. Și din contră, cred că jenam, într-un fel, anumite persoane care vreau să ajungă cu tot din adinsul undeva. N-aveau nevoie de sfaturi de la mine, n-aveau nevoie nici măcar, am încercat să dau măcar sfaturi în domeniul comunicării și cu relații cu presa și ce trebuie să spunem și ce trebuie să nu spunem. Nici asta nu mi s-a încredințat, așa încât am zis, bun, nu e nimic, nu se face cu forța. Dacă nu e nevoie de mine, nu e nevoie. Eu fac ce pot în anumite domenii în care vreau să arăt că România este, poate și mai poate eventual să conteze. Sunt la dispoziția celor care ar avea nevoie de vreun sfat, dar cred că nu e. Și așa am încheiat și acest mic capitol, care a fost foarte scurt. Mai avem doar câteva minute din conversația noastră și le-aș rezerva pentru a termina așa frumos și într-o cheie care cred că este potrivită. M-aș întoarce la istoria artei, pentru că până la urmă am vorbit cel mai puțin de ea, mai ales în această conjuncție pe care mi-ați menționat-o mai devreme, cu o iubire, o iubire adevărată. Cum s-a petrecut această trecere de la o iubire la o zonă de studiu și la o zonă care, la un moment dat, presupun că a apărut o alternativă profesională, nu? Nu, pentru că nu. În Franța era foarte complicat. Am făcut istoria artelor și ca să faci această meserie de critic de artă, în primul rând că nu era... Erați îndrăgostită de un artist? Da. Așa. Bineînțeles. Și în România poate s-ar fi putut, deși erau foarte dificile concursurile de dat atunci, dar pe mine nu mă descuraja un concurs, după cum v-am spus. Și în Franța se intra la facultate numai cu diploma de bacalaureat, nu era niciun concurs. Și deci am intrat la istoria artelor și pe urmă, când am ajuns la licență, mi-am dat seama că acolo, ca să ajungi critic de artă, puteai să fii oricine, poate să fie critic de artă. Dacă știe să scrie, poate să fie critic de artă. Așa. Da, am un prieten care tocmai a murit săracul și care era român, făcuse filozofia și într-o zi a decis că îi place arta contemporană și a început să scrie niște articole care au fost extraordinar de apreciate, fiindcă era foarte cultivat și a devenit critic de artă, a devenit curator de expoziții și așa mai departe. Dar pe vremea aia nu exista atâta libertate de critică de artă cât că ar fi fost, dar acele studii te duceau la concursul pentru conservator de muzeu. Uh-huh. Și erau 3 sau 4 locuri pe an în care era, concursul era îngrozitor de greu, trebuia să știi practic toată colecția Louvre-ului pe de rost și așa mai departe. Și mi-am spus, ne angajăm, dar... Nu cred că ar fi fost o problemă să o învățați pe de rost. Asta e, am zis, ne angajăm. Dar pentru ce ne angajăm? Ca să fim, dacă reușeam concursul, poate eram directorul muzeului din Besançon sau de la Limoges. Și am zis, eu nu vreau să fiu directorul muzeului de la Limoges. Poate de la Louvre ar fi fost o variantă de luat în calcul. La Louvre era cu totul altceva, era politic, era și la sfârșit de carieră. Dar la început, așa, să încep prin a mă înmormânta la Limoges, nu știu câți locuitori are Limoges. Ați fi trăit înconjurată de porțelanuri frumoase. Nu. Și deci am rămas cu această cultură pe care am acumulat-o timp de 3 ani la
la licența istoriei de artă și, care m-a ajutat, culmea, este la intrarea în, la ENA, la Ecole Națională de Administration. Pentru că, bine, sunt probe orale, scrise, dar cel mai mare coeficient este le grand oral, marele oral, care durează 45 de minute și ești în fața unei comisii de 7 persoane care fiecare te bombardează cu întrebări, de fiecare dată altele, și ca să te vadă dacă ești versatil și poți să răspunzi la toate. Și una a fost despre cultură, despre artă, și i-am încuiat vorbindu-le despre diferența dintre arta secolului XVI și a secolului XVII. Au vrut ei să mă încuie după aia cu sistemul de subvenții de la politica agricolă comună. Asta a dat trecere de la un subiect la altul. Așa. Au avut ghinion, pentru că nu numai că studiasem problema, dar fusesem la Reuters, mă ocupasem de materii prime și deci știam pe de rost politica agricolă comună, cu toate licitațiile și cu toate astea, cu intervențiile și subvențiile și așa mai departe. Și am avut o notă foarte bună la acest oral, pentru că gustasem din fiecare farfurie. Cred că asta este o idee foarte bună de încheiere, faptul că ați gustat din multe farfurii și din fiecare ați reținut cel mai bun sau cel mai potrivit sau util gust. Asta este arta de a da concursuri. Iată. Inclusiv eu vă mulțumesc că în discuția noastră de astăzi m-ați făcut și pe mine să trec dintr-o parte într-alta, să sar de la o zonă la alta, așa cum de fapt dumneavoastră ați trecut dintr-un capitol în altul al vieții până astăzi, și cred că ați face-o și de aici înainte, sincer. Absolut. Dacă ați avea miza cu adevărat semnificativă. Mulțumesc din suflet pentru prezența la TV Recuperat. Doamnelor și domnilor, sunt Marius Constantinescu. Rămâneți și mai departe alături de TVR Cultural.